dragi telespectatori, Viața Gorjului este din nou alături de dumneavoastră. Eu sunt Aura Stoienescu, realizatorul emisiunii Viața Gorjului, iar invitatul meu permanent și colegul nostru de la emisiunea Panoramic, Cornel Șomocu, este alături de mine, ca de obicei. Nu ne-am văzut de ceva timp pentru că la Viața Gorjului, după cum v-am obișnuit, mai prezentăm și evenimente și subiecte pe care le filmăm în teren, așa că la aceste emisiuni de analiză legate de activitatea la nivel de județ ne întâlnim uneori mai rar, da? Dar de când nu ne-am mai văzut și n-am mai tăinuit legat de Viața Gorjului aici în studio cu tine, Cornel, s-au întâmplat multe. Făcut noi așa o mică listă, pentru că emisiunea este scurtă, pe subiectele cele mai noi sau cele mai importante, și am stabilit împreună, dragi telespectatori, să discutăm despre, ca un exemplu negativ, din păcate, drumul Ciuperceni-Godinești-Ismana, care are probleme din motive de certuri politice, Cristea Fluierătorul, lider de sindicat arestat. Fost lider de sindicat. Actual da. Patron, că e arestat ca și om de afaceri. Mă rog. Discutăm. Da. Așa, și primari arestați, mă rog, reținuți pentru 24 de ore, de la Urdar, Negomira, Ninoasa, Slivilești, Bărbătești și Grigorie Petre de la... Da, de la Plopșorul. Plopșorul, că ăsta nu ne ieșea numărul aici. Da, și doi, Bolboșu și cu Stejariu, n-au intrat, au fost chemați, dar n-au intrat în malaxorul reținerii de 24 de ore. De ore. Să începem cu drumul de la Ciuperceni și aș vrea să-mi spui ce părere ai tu, pentru că eu chiar am fost la o recepție parțială, probabil, dacă încă nu s-a terminat, că podurile nu erau gata. Da, recepția, dacă am înțeles bine, recepția finală se va ține în această lună, undeva săptămâna viitoare. S-au făcut deja demersuri pentru... Este anunțul purtătorului de cuvânt, Oana Paloș, în presa locală. Al Consiliului Județean. Da, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean, prin care se spune că urmează, deci s-au făcut demersurile pentru a se face recepția acestei lucrări, pentru că ea este și sub imperiul urgenței, datorită faptului că fiind întârzierile anterioare și faptul că această lucrare trebuia terminată în iulie și nu s-a reușit, dacă nu se termina acum în decembrie, riscam ca toți banii aceștia, și nu știu decât vreo 36 de milioane de lei, destul de mult, lei noi, deci o sumă destul de mare, iar acești bani am riscat să-i dăm, practic să-i pierdem de la Uniunea Europeană și să fie obligat Consiliul Județean să-i dea din propriul buget. 36 de milioane înseamnă 300 de miliarde lei vechi. Da, 360 de miliarde lei vechi. Pentru cine încă nu s-a familiarizat cu denominarea, deci o sumă imens de mare. E aproximativ bugetul Consiliului Județean într-un an. Da, iar... Din păcate, Uniunea Europeană, când se supără și constată că nu ți-ai făcut treaba, nu zice atât la sută n-ai făcut. Zice, ia tu toți banii înapoi, da. Și nu mă interesează ce rămâne pe urma acestei lucrări. Nu mi se pare foarte corect și ăsta e și motivul pentru care foarte mulți poziția Comisiei Europene este corectă. Adică dacă nu ești în stare să cheltui banii și să faci treaba... Mi se pare corect să suporți consecințele. Da, dacă nu. Ai făcut 80%, de ce să nu îi taxezi cu restul de 20%? Nu, Uniunea Europeană nu se supără așa ușor, se supără când sunt probleme. Iar... Și sunt probleme? Asta e întrebarea. Eu cred că nu sunt. Spuneai că ai fost în zonă, am ajuns și eu în zona respectivă pe un anumit segment, drumul mi se pare ok. Bine, noi nu suntem specialiști. Da, bineînțeles, nu, asta nu înseamnă că... Că dăm noi verdictul că e bun. Dar specialiștii, din câte am înțeles deja, au spus că e ok. Deci există toate demersurile făcute că pentru recepția finală, ceea ce înseamnă că deja sunt avizele de la diverse instituții, Inspectoratul în Construcții și celelalte. De ce spun că mi se pare ok? Foarte simplu, deci drumul se poate merge pe el fără foarte bine. În același timp, ce s-a găsit, niște crăpături și undeva a fugit pământul, asta e o alunecare de teren care nu cred că poate fi imputată constructorului. Dar și din câte știu, da, cu siguranță. Dar din ce a... să-l băgăm la pușcărie. Constructorul poate să... Nu, pe Dumnezeu. Da. Constructorul poate... Bine, drumul. Stați puțin, nu le dați idee celor de la DNA, că s-ar putea să găsească și de... Și de și Dumnezeu să-i găsească un dosar penal, da. Lăsând gluma la o parte acum, vreau să vă spun că în zona respectivă
cred că nu sunt probleme deosebite. A, sunt mici probleme de genul acesta, dar ele apar. Ori, stau să mă gândesc, toate acele reparații, din ce mi-a dat seama, e vorba de 20-30 de metri, un alunecat terenul, încă câteva crăpături, probabil s-a întâmplat ceva cu susținerea acelui asfalt, nu ridic, adică reparațiile să coste, hai să punem un 200 de mii, un 2 miliarde de lei vechi, ca să înțeleagă telespectatorii care s-au obișnuit poate tot cu sumele vechi, dar din 2 miliarde de lei vechi înseamnă deci 200 de mii, din cei 36 mi se pare diferență enormă. Deci nu luăm toată suma pentru o prostie de acest gen. Și de ce se întâmplă asta? De ce nu luăm toată suma? Păi nu, am putea să riscăm chestia asta în varianta adică din... Adică să o pierdem, să trebuie să o dăm înapoi, că drumul da, s-a făcut. Să-l punem. E bine că e rău, e făcut trebuie acolo. Trebuie decontat, da. Doar că s-ar putea să scoatem noi banii și nu să-i primim de la da, unele. Și nu știu dacă în și... condițiile în care statul român cotizează anual. Cu siguranță. La Uniunea Europeană. Nu cred că se pun, că ar trebui să pună problema așa, pentru că până la urmă lucrarea s-a făcut. Și vă spuneam, nivelul pare acceptabil față de alte lucrări în Gorj și sau pe la țară, pe da, și pe la diverse, nu vorbim de autostrada aia unde a trebuit să o dărâme ca pentru, deci aici nu este așa, deși s-a încercat să demonstreze politica, spune eu. Asta e părerea. S-a încercat să spună că vezi, Doamne, nu știu ce și nu știu cum, dar eu zic că e pe plus această lucrare. S-a făcut, într-adevăr, și cu un efort foarte mare, pentru că în ultimile luni s-a lucrat la greu în zona respectivă. Și eu cred că scopul final al tuturor gorjenilor și mai ales a celor din zona respectivă e să aibă drumul și în condiții bune. Până la urmă, da, da, disputele politice n-ar trebui să-i afecteze, dar uite că ne afectează la buzunar pe toți. Din pentru păcate, că dacă Consiliul Județean pune banii, ăștia, și nu-i mai pune Uniunea Europeană, o să ne trezim că nu se mai mișcă nimic, nici măcar altceva, reparații, pentru că n-ai de unde. Dar luptele politice în care nu, trebuie să citim candidații primarilor în funcție sau a președinților de Consiliul Județean în funcție fac tot ce pot, nu toți, unii, ca să nu generalizăm, unii fac tot ce pot ca să oprească lucrările, ca să reclame, să nu uităm, de exemplu, apa de la Turcinești, care, slavă Domnului, a ajuns dosarul la înalta curte. Și îl întrebam pe primarul de la Turcinești, domnule, mai puteți? Eu n-aș putea să rezist atâta să știu tot timpul că sunt cercetată, că sunt la un pas de pușcărie, că am făcut, că n-am făcut. E apa potabilă, n-aveau curaj să mai semneze nimeni, e apă plată acolo și n-au ăștia curaj să semneze că e apa bună de băut. În condițiile în care analiza chimică e una singură și chimia nu știe politică. Asta e problema, pentru că din aceste jocuri politice care au mers spre diverse instituții de control, de la Curtea de Conturi, la DNA, să spunem așa, a făcut ca toată lumea să fie frică, să-i fie frică să semneze orice. De asta am blocat finanțările, de asta în ultimul an, un an și jumătate, practic noi n-am cheltuit fonduri europene sau foarte puțin, pentru că au început niște controle, tot în urma unor reclamații, poate întemeiate unele. Asta, da, e altă, asta e altă poate treabă, da, dar, da, dar asta s-a făcut ca nimeni să nu mai îndrăznească să semneze nicio hârtie. Practic e un blocaj total în toate instituțiile. Acum, nu mai bine să accesezi fonduri, da, știi ce te-așteaptă. Revenind la ce se întâmplă pe drumul acesta de la Ciupercen la Godinești, este trebuie să-l citim în ce este. Cheia alegerilor din iunie sau mai anul 2016. Viitor. Deja se dă la joale la greu pentru a se vedea cine va câștiga această instituție. Dar, părerea mea, pot să înjure politicienii, pot să-și dea în cap treaba lor, dar acest lucru să nu se facă cu interesele gorjenilor. Iar interesele gorjenilor este ca aceste drumuri să existe și dacă putem să le facem cu fonduri europene, că e clar că bugetele locale nu sunt în stare să ducă asemenea greutăți. Din păcate, mulți din opoziție revin și arăt cum se spune la instanță. Mulți din opoziție fac tot ce pot ca lucrările să nu fie finalizate, să nu se respecte mai multe locuri, termenele da, în mai da, multe locuri, pentru ca acei primari să nu câștige cumva alegerile următoare. Da, e corectă observația. Sunt multe cazuri, da, nu tot timpul. Bun. Sunt și consilii locale unde se votează în interesul cetățeanului, există. Nu vreau să spun că, domne, gata, toți fac la fel. Avem însă și reversul medalii. Deci... Și știu personal, nu pot să dovedesc sau nu mi-am propus acest lucru, sunt organe de anchetă care o pot face, sunt investiți în Gorj chiar cu fonduri europene în care efectiv primarii și-au bătut joc de fondurile europene respective. Deci lucrările sunt făcute foarte prost. Există reclamații, nu se întâmplă nimic, la unii poate au susținere, poate, nu știu, la un poate moment au curaj, da, poate au curaj, poate dar au dar problema pagă. E, da,
Da? Dar problema, poate. Dar problema e că sunt și probleme de genul acesta. Dar în acest caz, vă spuneam, și mai sunt și alte lucrări în care se vede că s-a făcut ceva. Chiar acum a fost inaugurată tot de Consiliul Județean, cred, un drum spre Novaci, pe o zonă de merge spre Transalpina, iar așa a făcut și făcut bine din ce s-a putut vedea. Din întâmplare am ajuns și în zona respectivă, chiar din întâmplare, și drumul arată iar foarte bine, impecabil, făcut de o altă firmă cu acționar străin. Da. Depinde cât rezistă. Acum, că știți... mai contează și grosimea, nu numai cum arată deasupra. Da. Și nu. Ce ai pus la fundație, da. Multe. Deci, ce condițiile. Pot să spun, drumul e înalt. Acum arată bine. Da, și arată bine. Dacă o să arate bine mult timp, atunci înseamnă că e și bine făcut. Da. Și mai există și alte metode de verificare. Se verifică inclusiv, se face carotă, se rupe, se taie în asfalt și se măsoară grosimea asfaltului și a stratului de dedesubt. Se poate verifica. Da, există. Cel puțin acolo am văzut și chiar pe acest drum de am vorbit mai, se poate face și pe lateral. Există zone în care se vede grosimea, dacă s-a respectat cum se vede acolo peste tot. Da, dar depinde că poate în mijloc e altfel. Există și problema. Cum spuneam, noi nu suntem specialiștii, alții ne trebuie să decidă. Da, ne dăm și noi cu presupusul. Ca să zicem așa, să trecem la următorul subiect. Fluierătorul arestat. Cristea Fluierătoru, fost lider de sindicat, tu spuneai în calitate de om de afaceri, dar părerea mea că marea lui putere și influență s-a format prin faptul că inițial a fost lider de sindicat, pentru că iată masele, iată minerii, de exemplu, dar nu și-au răsturnat un guvern. Nu te contraziceam în sensul că el a fost și una și alta o lungă perioadă de timp. A confundat una cu alta, adică interesele muncitorilor cu interesele personale. De aici și problemele. Cred că e la a treia reținere pe 24. Cred că cel puțin într-un dosar a făcut mai multe luni de închisoare. Dosarele nu s-au terminat până acum, deci este doar suspect sau în orice caz nu s-a dat o hotărâre definitivă. Dar... E unul dintre mari baroni ai mineritului, cel puțin într-o anumită vreme. Deci dacă ne gândim bine și cred că la vremea aceea verticalul a scris și cred că tu erai autorul, era multe lucruri în zona Motru nu se mișcau fără acordul sau fără a merge pe interesul lui Cristea Fluierătoru. Iată că până la urmă... Să amintim că gazele se băgau la oameni de firma lui Cristea Fluierătoru. Da, și mai alte afaceri cu terenuri, cu zone cu despăgubirile din minerii de data aceasta, apropo, știm ce scandale cu ANRP-ul la nivel național. Toate acestea a fost băgat, probabil vor mai apare și alte dosare, însă, repet, deocamdată mergem pe prezumția de nevinovăție pentru că nu are hotărâre definitivă niciunul dintre dosare. Nu, n-am spus că e vinovat, am spus doar că e reținut. Da, dar evenimentul merită menționat, cam mare întâmplare să fie reținut a treia oară. Deci deja e un obicei până la urmă, adică lucrurile sunt grave dacă s-a mers cu a treia cerere de arestare. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că în mineritul din Gorj și în zona Motru au fost extrem de multe interese, foarte multe afaceri. Dacă ar vrea cineva să le descălcească, cred că am face primă pagină de presă sau prime time la televiziuni cu cazurile din zona respectivă. Însă cred că nu există interesul de a se băga lumea în zona aia. Să-mi amintesc un singur caz din minerit în care o firmă de casă, a nu știu cui, nici mai contează, care obținuse întâmplător sau cine știe prin ce metodă un contract în minerit, avea un contract de pe utilaje care, mă rog, puneau pământul de aici colo, îl mutau de aici dincolo. Deci lucrări în minerit cu utilaje. Și utilajele consumă motorină, calculul consumului de motorină se face la ora de funcționare. Deci nu e ca la auto, la kilometri, ci la ora de funcționare. Ei, și și-a decontat omul, adică s-a dus să-i semneze de la combinatul minier, cum era atunci, că e o poveste veche, dar pe mine m-a distrat foarte tare câtă prostie de patron de firmă am putut vedea cu ocazia aia. Deci și-a făcut devizul de lucrări cu nu știu câte ore de funcționare, dar el nu aprovizionase motorină pentru orele de funcționare pe care le cerea să fie plătite de către minerit. Deci el nu adusese, e clar că nu făcuse orele. Da, deci dacă atât n-avea intrarea în dacă firmă... Dacă n-a avut atâta minte, adică cer atâția bani că am făcut lucrările,
și eu nu m-am deranjat nici măcar să aprovizionez motorina, bașca să fac lucrările. Dar poate motoarele lui nu mergeau cu motorină? Uite că asta m-am întrebat. Da, eu. Da. Era o întrebare. Da. Propun să mergem, pentru că emisiunea este scurtă, totuși la subiectul care nu este foarte nou, dar este foarte important, pentru că avem foarte mulți primari, foarte mulți, zic eu, pentru că nu știu, suspect de mulți primari care au ajuns în arestul poliției pe povestea asta cu firma Idail a fostului primar de la Turceni. Care se presupune că e a fostului primar, pentru că nu apare niciune în acte Ion Iordache. Mă rog, administrator e cumnatul lui. Da. Bun. Să zicem. Eu aș începe din altă parte și cu riscul de a supăra, să zicem, anumite persoane, eu aș începe de la... Hai să luăm câteva din cazuri. Grigorie Petre Plopșoru. Da. Dacă mai candidează sau cel puțin la momentul înainte de arestare... Da, culmea e că toți sunt primari cu multe mandate. Da. Nu, dacă va candida și în perioada următoare, chiar și după acest scandal, probabil va ieși fără probleme. Gruescu la Negomir. Iar multe mandate. Petroi la Aninoasa, și el la al doilea, cred. Deci da. Așa, și oricum, cu popularitate. Nu, cred că Calotă este cel mai nou dintre toți. Nu Calotă la Urdari, la Bărbătești, cred că este Mangu. Mangu. Cred că este cel mai, și... da, cel mai nou dintre ei. Da. Deci primari... Chiar vorbeam cu cineva, scuză-mă că te întrerup, domnule, zic, de la Calotă, și la ceilalți de la Calotă m-au imit cel mai tare... Pentru că am fost în localitate și îmi spunea un lucru. Doamnă, eu dorm liniștit pe pernă. Eu nu am nicio problemă. Am copii aranjați, mi-am făcut casa dinainte de a fi primar. N-am nevoie de nimic. Bine. Nu mă mânjesc. La mine firmele, dacă nu sunt ok, nu intră. Nu vin cu o roabă să zică că îmi fac lucrare, că nu-i primesc. Și am rămas așa, zic, cum, Calotă? Nu zic că nu m-am mirat și de ceilalți. Acum asta spune, avem cazul Sorin Oprescu, care spunea că e curat nu știu ce și cel puțin DNA-ul, nici la el n-a demonstrat definitiv până acum, dar a avut ceva rețineri pentru cazul Sorin Oprescu. Deci avem, să zicem, e și asta o imagine până la urmă. Da, și poate fi dar, o tehnică da. De... Pe de altă parte, cazurile respective, mie mi se par, cazul de față, mi se pare puțin forțat. De ce? Am din întâmplare, cea de-a presa, deci vorbim pe surse deschise, că astea sunt la îndemâna noastră, n-am văzut, pe mine nu m-au convins niciuna dintre înregistrările date publicității că ar fi vorba de ceva. Se bazează toate lucrurile pe o agendă, pentru că în momentul când a dat parchetul acea informație, că a primit, cutare a primit nu știu ce sumă, cutare a primit nu știu ce sumă, am zis, mamă, i-a prins, dacă au sumele clare, e clar. E o declarație a celor de la Idail sau mai știu eu ce, există înregistrări sau nu știu ce, în care confirmă suma. Sau se scrie pe agendă clar că e vorba de Popescu. Nu. E vorba de o agendă în care scriu un nume de localitate și niște sume, care pot fi orice. Deci poți să-ți notezi că ai cheltuit la restaurantul de la Izvoarele, să spunem că tot vorbim de zonă și de zona respectivă, am cheltuit 100 de milioane și pun să spun, sau la Rovinare am cheltuit nu știu cât. Asta înseamnă că arestăm primarul de la Rovinar sau pe cel de la, nu știu, de Plopșor, ține Izvoarele. Deci, pentru chestia asta, nu mi se pare deloc în regulă. Dar e foarte bine. Sigur să vină cineva să facă o listă. Acum stați puțin. Dăm prezumția și procurorilor că poate mai au și alte lucruri pe care nu le-au comunicat public. Adică, în momentul când se va ajunge în instanță și vor trimite dosarul, vom avea și alte lucruri. E posibil și acest lucru. Păi bun, dar dacă te-a pus să prezinți probele, prezinți pe cele mai slabe, care nu sunt concludente? Păi probabil ei le-au considerat concludente. Judecătorii au spus însă altceva. Nu știu, o listă, lista asta mea poate să bage pe cineva în pușcărie? Doar pentru că am scris eu aici? Asta e o probă? Da, s-ar putea să fie la un anumit moment. Să nu am mai văzut cazuri și la nivelul DNA în care... Am întrebare, de ce îi ține doar 24 de ore? Adică, bă, ori sunt vinovați, păi, și avem motive nu, să-i ține... Nu, parchetul i-a vrut mai mult. Judecătorii nu i-au ținut, dar acum mai e și o altă problemă, cum e la Târgu Jiu.
cele mai multe rețineri de 24 de ore și mă gândesc de la cazul Condescu și până la mult, n-au fost decât rețineri de 24 de ore. Așa, au cerut procurorii, da. Și mă 30 gândesc, de ore, așa cum, 30 de zile, așa cum se procedează. Da, dar judecătorul nu dă. Mă întreb eu, oare judecătorii noștri judecă după alte legi decât procurorii? Cum de la unii le iese verde și la alții le iese galben? Sau la unii alb, la alții negru? Deocamdată, deci eu le-aș acorda prezumția de nevinovăție ambelor domenii, și procuraturii și judecătorilor, cu mențiunea că judecătorii, având acea inamobilitate și asta, deci ce hotărăsc este, deci trebuie să dăm crezarea unora dintre ei. Deci eu aș merge totuși pe mâna judecătorilor mai mult decât a procurorilor, pentru că procurorii de multe ori luați de avântul anticorupției s-ar putea să mai treacă peste cadavre din ce s-a văzut la nivel de țară. Nu știu dacă acest lucru se întâmplă la Gorj. Dar stau și mă gândesc, în ultimii 2-3 ani n-avem decât reține de 24 de ore. Acum, n-aș face legătura, că aș fi rău, într-un interviu recent, într-un ziar online de la Târgu Jiu, fostul ministru de justiție, Monica Macovei, spune negru pe alb că judecătorii și, de fapt, procurorii și judecătorii de la Târgu Jiu au o mare problemă că nu luptă cu corupția la Gorj și că ar trebui să se gândească dacă n-au luat banii degeaba în sistem pentru perioada respectivă. Salariul, adică. Salariul, da. E, ori, în această situație, mă gândesc că poate i-au vrut să demonstreze, să se facă că lucrează. Stau și mă gândesc la altceva. Ia uitați-vă, printre județele foarte puține în țară care nu au DNA local, pe motiv că n-au avut activitate, a fost și Gorjul. Se cam leagă unele... Nu mai au, că au avut. Am avut DNA la Gorj, dar... Pe vremea aia. Da. Nu, am avut și DNA. Am avut și DNA până în 2014, până în martie 2014. Și am avut și DGA. Am avut, nu, cred că avem și în continuare. Deci cu excepția DNA-ului, care s-a considerat că nu e necesar la Târgu Jiu, celelalte bănuiesc că avem și la nivel, deși nu sunt foarte vizibile sau sunt cu cazuri, acum vreau să vă spun, la Târgu Jiu apar foarte multe cazuri, așa, par bombe, iar la un moment dat așteptăm prescrierea sau ceva. Să vedeți ca nu fi niște bombe, ca să nu zic. Da, altfel. Da, păi nu. Deci încep tare de tot foarte multe chestii. Sunt și după aceea, da, și după aceea încet, încet concluzii. Nu mai aflăm nimic. Un minut, concluzii. Concluziile în chestia aceasta, apropo de primari, cazul acesta care este totuși cazul cel mai discutat în ultima săptămână. Și cel mai important. Da. Cred că autoritățile ar trebui să fie foarte atente în momentul când autorități, mă refer aici, parchet, judecă, când strici imaginea unor oameni. Pentru că dacă nu ai suficiente dovezi, s-ar putea ca unii dintre acești oameni de pe listă să nu mai candideze sau să plătească cu funcția faptul că că au fost târâți pe aici, pe la tribunal. Nu mai vorbesc că ei aparțin unui singur partid politic, care ne poate face să ne... De ce n-a apărut mai devreme, de ce a apărut acum, când partidul respectiv a părăsit guvernarea. Sunt multe probleme care pot fi speculate. Da, un pic înainte de alegeri. Pe de altă parte, dacă avem o hotărâre judecătorească definitivă, autoritățile și de asta prefectura ar trebui să repună oameni în funcție. Avem cazul Peștișani, unde fostul viceprimar a câștigat procesul și prefectura întârzie să-l repună în funcție, deși trebuia să se întâmple asta de vreo 2 săptămâni. Deci cred că sunt ceva probleme și autoritățile ar trebui să se supună, cum ca și primarii respectivi toți, trebuie să ne supunem legii, dar să o și respectăm atunci când este necesar. De acord cu propunerea, haideți să respectăm legile, dragii mei, și noi și autoritățile și oamenii de rând și oamenii care sunt la putere și cei din opoziție. O seară bună vă urez, la revedere!